Armata României face recrutări. Ministerul Apărării Naționale organizează până pe 27 iunie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă. Potrivit unui comunicat al MAPN, sunt disponibile 4.936 de locuri de rezerviști voluntari, ofițeri, maestri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din întreaga țară. Cetățenii interesați se pot informa la centrele militare despre etapele procesului de recrutare și selecție, precum și despre avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar transmite MAPN, Candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența a specializărilor dobândite în viața civilă cu armele și serviciile, dar și cu specialitățile militare.